Bună ziua și bine ați venit alături de mine în bucătărie. Astăzi vreau să pregătesc un sos tzatziki din cremă de caju. Eu de obicei când fac cremă de caju fac într-o cantitate mai mare și atunci prefer să fac cu această cremă desert, să fac tot felul de creme, de sosuri și acum m-am tot gândit ce să fac astăzi și am zis că este momentul bun să fac o cremă tzatziki, un sos tzatziki, pentru că nu am mai făcut de ceva timp și pe urmă, spre după masă, dacă mai pot, voi filma și un desert cu această cremă. Haideți să vă arăt ce folosesc pentru sosul meu. Eu acum mă filmez singură, sper să mă descurc. Am aici un castravete mare, bio. Aici am 150 de grame de cremă de caju. Aici mi-am pus 30 de mililitri de apă, să văd dacă... Nu 30, scuze, 100 de mililitri de apă, să văd dacă o folosesc. Asta pentru consistență. Pentru că nu am lămâie și... Nu l-am mai trimis pe Răzvan să cumpere. Folosesc coajă de lămâie, doar așa pentru aromă. Aici am pregătit o jumătate de linguriță de usturoi pudră. Aici am două lingurițe fulgi de drojdie inactivă. Aici am aproape o linguriță de sare de Himalaya. Sare puteți să folosiți câtă doriți. Pentru aromă folosesc... mărar, puteți să folosiți orice ierburi vă doriți și 30 de ml ulei de floarea soarelui presat la rece. Folosesc ulei de floarea soarelui deoarece e neutru și îl folosesc pentru o consistență cremoasă care o dă sosul lui tzatziki. Pentru început voi pune castraveții într-un aparat să îi mărunțesc puțin, să văd așa dacă... Puteți să-i tăiați, dacă vreți, din cuțit, mărunt sau într-un blender sau cum preferați. Eu îi mărunt și cu așa, acum îi voi pune într-o strecurătoare pentru a elimina din excesul de zeamă. Am să-i las să se strecoare. Și până atunci voi pregăti celelalte ingrediente. În același vas al aparatului voi pune crema de caju sau untul de caju sau cum vreți să-i spuneți. Untul acesta de caju eu am mai spus, dar acum voi mai repeta. Îl fac exact ca iaurtul, doar că folosesc o cantitate mai mare de caju și nu pun probiotice. Deci caju și apă. Așa. Am să las apa pe final să văd dacă e nevoie să o folosesc. Am zis, apa o folosim dacă vrem să-i dăm o consistență moale sosului, iar dacă vrem să-i dăm o consistență mai cremoasă, folosim uleiul. Eu deocamdată nu pun apa, am să văd cum se prezintă și pe urmă. Așa, același aparat.
Acum am să mai insist puțin aici la castraveții ăstea să se scurgă bine. Și am să-i adaug aici pentru a-i mai amesteca puțin cu crema de caju și restul ingredientelor. Nu am să mai pun apă, deoarece este suficient de subțire, de lichid. Așa că rămân la varianta asta. Am să închid acum și revin cu varianta finală. Așa arată sosul meu tzatziki. Este delicios, credeți-mă pe cuvânt, și foarte, foarte sănătos. Eu folosesc acest sos tzatziki la diferite preparate, de exemplu cu cartofi prăjiți. Da, cartofi prăjiți. Noi facem foarte des cartofi prăjiți și nu în ulei. Am să filmez odată o rețetă să vedeți cum pregătesc eu cartofii prăjiți. Lui Raul îi plac foarte mult. De fapt, cui nu-i plac cartofii prăjiți? Așa, deci cu cartofi prăjiți, carne, dimineața la micul dejun, uns pe pâine, în diferite forme. Este, înlocuiește foarte bine untul la noi, cum Raul nu poate să consume unt, dar îl consumăm și noi adulții, deoarece noi acum mâncăm exact ce mănâncă și Raul. Dacă v-a plăcut rețeta mea, ideea mea, vă rog frumos să o încercați și să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru alte rețete în viitor. Vă aștept la următoarele mele filmulețe cu drag și sper să vă pot da câteva sugestii și idei de rețete pentru copii cu alergie și nu numai. Până data viitoare, să avem copii sănătoși și mâncăcioși. La revedere!